Ion Chicu s-a întâlnit astăzi cu autoritățile locale din regiunea Ungheni. De asemenea, el a avut o întâlnire cu administrația, a vorbit despre prioritățile guvernului pentru anul 2020, despre programele naționale lansate și s-a asigurat că orice fonduri de la buget vor fi distribuite imparțial între toate localitățile. Șeful cabinetului de miniștri a vorbit și despre extinderea programului Prima Casă, al cărui scop este crearea condițiilor necesare vieții în Moldova, astfel încât tinerii medici, profesori și ofițeri de poliție să rămână în satele natale. Și la Ungheni, ca și în alte regiuni, ca și la Făleștine a fost dimineață, sunt și probleme similare, sunt și motive de speranță similare, dar în linii mari sunt anume cele pe care guvernul le adresează în primul rând, infrastructura subdezvoltată, ați auzit probabil și la Făleștine și la Ungheni, aprovizionarea cu apă, calitatea deplorabilă a drumurilor, alte elemente ale infrastructurii. Dacă vorbim despre partea, zicem, mai socială, lipsa medicilor, alte, zicem, probleme de acest gen. Probleme, da, similare peste tot, într-un raion sunt mai pronunțate, într-alt raion mai altfel, dar este clar că trebuie o abordare complexă pentru a soluționa aceste probleme și primul pas este dezvoltarea infrastructurii.